Proteste față de vaccinarea obligatorie au cuprins vestul Europei. În Franța, peste 160.000 de oameni au ieșit în stradă. Manifestațiile au degenerat rapid în confruntări cu forțele de ordine. 71 de persoane au ajuns în arestul poliției. A fost haos pe străzile Parisului. Peste 11.000 de oameni și-au exprimat nemulțumirea față de vaccinarea obligatorie a personalului medical. Oamenii au denunțat dictatura sanitară. Parce qu'il faut se faire entendre. Quand on en arrive à des extrémités pareilles, je crois que le peuple, il faut qu'il bouge. On peut pas laisser faire des choses pareilles. Je souhaiterais que le gouvernement recule et finalement laisse le choix aux gens de pouvoir se vacciner s'ils le désirent et sans restriction aucune. Manifestații violente antivaccinare au avut loc și în Grecia. Peste 4.000 de oameni au protestat în capitala Atena, iar autoritățile elene au arestat 25 de persoane. Situația a escaladat după ce protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști. Alte proteste antivaccinare au avut loc și la Londra sau Roma. Aici însă manifestațiile au fost pașnice.